Bine v-am regăsit, prieteni. Vreau să prezint un proiect pe o suprafață de 410 metri pătrați. Este un pic amică, dar să știți că au încăput foarte multe lucruri în ea, ținând cont că și casa este un pic mai mică. Aici ați văzut la intrare, avem o mică cascadă. Pentru că avem un câine și îl iubim foarte mult, i-am făcut și lui o locație ca să poată să stea liniștit, spaniere, plante cățărătoare, pe un perete foarte interesant vopsit, un foișor unde putem să bem cafea împreună cu familia și, bineînțeles, ca să putem să ne răcorim pe timp de căldură, avem și o mică piscină. 5 pe 4 metri, fără nicio problemă, cu arbori, arbuști, gazon, lumini de noapte, toate pentru a avea o grădină pe această suprafață de 410 metri pătrați, foarte interesantă. Vreau să vă spun că cu piscină cu tot, a ajuns la 35.000 de euro. Piscina fiind un pic mai scumpă, pentru că ajunge cam la un preț de 9.000 de euro cu tot cu pompa de căldură, care este un pic mai scumpă. În rest, plantele, piatră, pavimente, toate celelalte elemente din lemn au dus la această sumă. Deci vă gândiți că dacă vreți fără piscină, ajungeți undeva la 25.000, pentru că terenul pe care s-a făcut această casă era pur și simplu gol. Gândiți-vă că aveți și acest gard de făcut. Pentru că au fost foarte mulți dintre dumneavoastră care m-au întrebat și prețurile, dimensiunile la teren și alte elemente. Vă mulțumesc și vă aștept cu cea mai plăcere și data viitoare. La revedere!